Votul a fost secret, cu bile și a fost în majoritate covârșitoare împotriva ridicării imunității parlamentarului Buzoian. Contra arestării preventive au fost 198 de voturi, în timp ce 96 de deputați au aprobat solicitarea procurorilor DNA. În discursul său de dinaintea votului, Titi Holban a apelat la mila colegilor săi, invocându-l chiar pe Iisus Hristos în speech-ul său, încercând astfel să-i înduplece pe parlamentari, cărora le-a precizat că oricând pot fi și ei în situația sa. Holban a adăugat că în timp își va dovedi nevinovăția și că un vot în favoarea arestării preventive i-ar determina fără drept schimbarea vieții profesionale și personale. Empatici sau nu, în majoritate, colegii parlamentarului UNPR de Buzău au respins solicitarea Direcției Naționale Anticorupție, o atitudine prin care și de această dată s-a creat un scut pentru un demnitar cercetat de procurorii anticorupție. Votul din plen de azi vine după ce și Comisia Juridică a Camerei a respins luni cererea DNA. Procurorii anticorupție au cerut aviz de la Camera Deputaților pentru înconvințarea arestării preventive a parlamentarului Buzoian Titi Holban, acuzat că ar fi luat 10.000 de euro pentru ca o societate să nu fie sancționată drastic după un control al Direcției Antifraudă.